Bună dimineața, bun găsit tuturor! Luc Sport Live, o nouă emisiune interesantă, spun, pentru că multe lucruri se întâmplă și continuă să se întâmple nu numai la noi în fotbal românesc, ci și cu oamenii noștri în alte țări. În primul rând, Marius Mudică, după 7 partide fără victorie, se desparte de Rizespor, o înfrângere obținută de Kayseri împotriva echipei sale Rizespor. Să nu uităm că el a antrenat prima dată în Turcia această echipă, Kayserispor, și după partidă și-a anunțat demisia și regreta faptul că a preluat această echipă din mers. Este un lucru pe care antrenorii de multe ori preferă să nu-l facă, să preia o echipă din mers. A fost în acel moment interesat de modul în care decurgeau lucrurile la Rizespor, însă cu el au mers în direcția total greșită și iată, după Gaziantep, Marius Mudică pleacă și de la Rizespor. În același timp și la noi în România se mai schimba antrenorii. Andrei Cristea, cel care era antrenor pe hârtie mai mult, să spun, alături de Marian Rada, cei de la Poliaș schimbă și ei staful, sunt într-o situație delicată, să nu uităm că au pierdut cu voluntarii în ultimul meci și pe teren propriu și sunt echipa care, din punctul multora de vedere, au șanse reale de a reveni în Liga a doua. În același timp, astăzi, la Liga Profesionistă de Fotbal, va fi o ședință interesantă, alături de președinții cluburilor de Liga 1. S-a discutat foarte mult și se discută în continuare despre ceea ce înseamnă implementarea sistemului video în România, al VAR-ului. Vor fi lucruri interesante, sunt sigur, și le veți putea urmări pe parcursul acestei zile. Dacă între timp sunt lucruri de menționat, vom discuta în această dimineață și nu singur, pentru că sunt alături de Ciprian Panait și îi spun și eu bună dimineața. Bună dimineața ne bucurăm pentru prezența la emisiune. Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație. Cu tot dragul și omul meu de bază, Iulian Miu. Bună dimineața, Iulian. Bună dimineața. Ce faci, Ciprian? Pentru că ai așa o scurtă pauză, că a fost sau că n-a fost legată de pandemie. Ultima oară la Al-Hilal, da? Nu, ultima oară, da, dacă vreți să privim o echipă adevărată, da, serioasă, vorbim de Hilal, da. Unde se vorbea foarte mult despre tine. Da, și s-au vorbit și săptămânile trecute. Foarte, foarte mult. După plecarea lui Răzvan. După plecarea lui Răzvan, da, dacă intrați pe anumite conturi pe social media, tot ce e legat de Al-Hilal, o să vedeți că numele meu a fost în trend, a fost prima opțiune după plecarea lui Răzvan pentru vreo 2 zile, deci au fost vreo 5 milioane de tweet-uri legate de reîntoarcerea mea. Am avut și voi avea susținerea fanilor, dar cred că în momentul ăsta e dificil ca cineva să facă performanță după ce Răzvan a plecat de acolo, pentru că a dus echipa la un nivel foarte înalt și tot ce se întâmplă acolo în momentul ăsta e legat de hazard, indiferent cine va veni, pentru că jucătorii au fost obișnuiți să câștige, au fost obișnuiți cu un anumit stil, au atins tot ce și-au propus în sezonul trecut și e normal să apară și o cădere. De-aia eu cred că oricine va fi acolo va avea o viață grea și nu va putea să influențeze în niciun fel parcursul acestei echipe. Răzvan a câștigat tot ce se putea. Exact. Final. Exact. Este un recul normal al oricărui club după astfel de performanță? Eu cred că da, pentru că observăm acest lucru la Barcelona, observăm acest lucru la Real Madrid, probabil că vom observa acest lucru și la Bayern München în curând. Deci eu cred că e un ciclu normal al acestor echipe care, știu eu, nu au găsit încă rețeta să rămână permanent în top. De ce n-au avut suficient de multă încredere în Răzvan? Toată lumea spune că în lumea arabă nu este răbdare. Așa este, sunt de acord, dar atâta timp, eu am spus-o și în alte emisiuni, după ce Lucescu a câștigat toate cele 3 trofee, a zis că el poate să joace acum cum vrea, poate să ceară orice vrea pentru că îi se va îndeplini. Problema nu că n-au avut încredere, din contră, eu știu că l-au sprijinit enorm, enorm, și președintele și tot bordul, jucătorii au fost cu el tot timpul, însă eu vă supun atenție un aspect care, știu eu, nu-i de neglijat în lumea arabă. Răzvan Lucescu a intrat în istoria clubului cu cele 3 trofee și cu anul fantastic pe care l-a avut, însă eu nu știam asta, ci tot așa cineva mi-a spus de acolo și mi-a zis următorul lucru. Deci, noi o să-l prețuim tot timpul și e o legendă pentru noi, pentru că e normal, e logic să fie așa, însă la fel de mult cum a intrat în istorie cu aceste 3 trofee,
La fel trebuie să ne uităm în istoria clubului, pentru că Hilal n-a mai avut această serie proastă de 9-10 jocuri în care să aibă numai două victorii și un egal, dacă nu mă înșel, de mulți ani. Mai mult decât atât, ceea ce eu am simțit că a pus capac aventurii lui Răzvan Lucescu la Al-Hilal a fost meciul pierdut cu Al-Nassr 3-0. Și asta știu că a intrat în istoria clubului. De ce? Pentru că Hilalul nu mai pierduse cu Al-Nassr la o diferență mai mare de două goluri, mai mare de două goluri de 20 de ani, iar mai mare, diferență mai mare de 3 goluri de 25 de ani. Și mai un aspect pe care eu nu l-am înțeles, însă mi-a fost explicat de cei de acolo, mi-au spus așa, să nu uităm că, deci nu vorbesc de oameni care sunt în club în momentul ăsta, pentru că v-am spus, Răzvan Lucescu a avut și va avea tot timpul ușa deschisă la Hilal. Însă cei cu care știu eu eram în contact și am fost și voi fi tot timpul în contact, pentru că și consider că și eu am un loc acolo, la Hilal, mi-au zis un lucru, să nu uităm că e normal la Hilal să se întâmple treaba asta. Eu nu mă gândeam niciodată. De ce? Hilal a mai câștigat încă de vreo 5 sau 6 ori Liga Campionilor Asiei până să vină Răzvan Lucescu. Campionatul și Cupa Regelui sunt ceva, știu eu, la ordinea zilei. Așa mare diferența este între Al-Hilal și... Da, într-adevăr. Deci diferența nu e mare, e șocantă. Și prin prisma calității pe care au jucătorii. Hai să dăm o diferență de buget. Hai să facem așa. Pentru campionatul României ar fi, știu eu, în momentul ăsta FCSB cu Poliași. Adică o diferență... Deci restul sunt Poliași, echipele sau cum? Nu. Atât e de mare diferența între Al-Hilal și următoarele trei locuri. Dacă vrei pe locul 1, 2, 3 acolo de, ca valoare. De titlu, lupta la titlu. Adică anul trecut s-a luptat Nassr la titlu cu Ahli și Tihad mai puțin. Dar fără șanse. Deci, ca să poți să câștigi împotriva lui Al-Hilal trebuie să te ajute arbitru. Trebuie să ai o zi extraordinară, iar Hilalul să rateze vreo 20 de ocazii, ceva în genul ăsta. E greu să fere cineva împotriva lui Al-Hilal. Ba da, deși l-am văzut pe Răzvan la finalul exact, unui meci asta foarte vreau nervos. Asta vreau să spun. Deci ce i s-a întâmplat lui Răzvan în sezonul ăsta, mi-a fost greu să văd. Și am 3 ani la Hilal. Am avut 3 ani la Hilal. Deci au fost unele decizii incredibile. Decizii demonstrate cu VAR, pentru că ei au VAR acolo. Decizii care, identice, de așa a vrut Dumnezeu. În meciul Hilal împotriva unei alte echipe s-a dat penalt împotriva Hilalului, aceeași fază, în aceeași poziție, a doua zi, într-un alt meci cu o contracandidată, nu s-a dat penalt. Deci este uluitor. Este uluitor. Au avut Hilal împotriva lor, au avut mult de suferit sezonul ăsta de către arbitri, din partea arbitrilor. Mult, mult au avut de suferit. Deci eu n-am văzut așa. Până acum n-am văzut. A fost așa, a fost Oli, da? Cosmin Oloroiu, primul antrenor român de la Al-Hilal. În ultima perioadă. Vorbesc de perioada modernă, da? Pentru că a fost și Anghel Iordănescu. A fost și Ilie Balaci. Și Ilie Balaci, exact. Da. Oameni cărora le purtăm respect. Corect. Și Regencamp. După aia... După Cosmin a fost Regencamp. Laurențiu Regencamp. Da. Răzvan Lucescu, da. Al treilea antrenor român, să spun, din epoca mea modernă a lui Al-Hilal. Ai fost tu, da, la echipa a doua. Tu ai suprapus Ciprian cu Laurențiu Regencamp. Da, păi cu Laurențiu Regencamp am mers împreună, da? Tu erai. Și după aia ți s-a oferit șansa de a pregăti prima echipă. Prima dată Laurențiu Regencamp m-a propus să rămân antrenor principal la prima echipă interimar până când ei vor găsi o soluție. Deci asta s-a întâmplat în ianuarie, dacă nu mă înșel, 2015. Laurențiu știa că pleacă cu staful lui, ajunsese la un acord cu clubul și clubul i-a spus, bun, dă-ne o soluție. Și el m-a recomandat pe mine să rămân acolo până când ei vor găsi un... Ei pentru, nu știu dacă și acum este pe bancă, pentru o scurtă perioadă de vreme, au apelat tot la antrenorul de la echipa a doua, nu? Da, cei acum este un antrenor brazilian. Care a venit cu o zi înainte să îl dea afară pe Răzvan Lucescu, e o coincidență doar. Pentru că, v-am spus, sunt la curent cu tot ce se întâmplă acolo. El a venit pentru echipa a doua, nu echipa a doua, echipa Under 19. Dar în organizarea lor, echipa Under 19 este sub directa îndrumare a antrenorului principal de la prima echipă. Au același program, sunt foarte, foarte strânși. Lotul e comun, dacă vreți. Și el a avut, pentru acest antrenor brazilian e o șansă.
E o șansă. Și eu îi doresc să reușească, însă vă atrag atenția asupra unui lucru și dumneavoastră puteți să luați statisticile să vedeți ce antrenor brazilian a avut succes în fotbalul din zona arabă. Nu știu, eu știu că niciunul, dar poate. Și când vorbim succes, vorbim de câștigarea campionatului, de cupe, de Liga Campionilor. Că așa să iei o echipă să te clasezi la jumatea campionatului, sunt foarte mulți. Vezi că se face o greșeală aici. De ce? Atunci când vrei să schimbi un antrenor, trebuie să ai și soluții. Nu îl schimbi numai de dragul de a-l schimba, să zic așa, între ghilimele. Că uite, ce ne explici tu sunt niște situații pe care... Speciale. Foarte așa multă e. Lume nu le știu. Arbitrajul poate să așa fie e. O cădere de formă mică, dar tu trebuie să faci o analiză cap-coadă și să vezi exact dacă antrenorul poate să redreseze echipa. Așa îl schimbi, aduci un antrenor care nu știu dacă știe prea multe despre jucători. Ăsta brazilianul care acum nu are niciun... El nu și până aduci un alt antrenor, tu poți să pierzi foarte mult cu echipa. Așa. Mai bine îl lași pe Răzvan, mai cu el o discuție. Cred că e o relație foarte bună. L-au lăsat deja. L-au lăsat pentru că inițial acum vreo... Deci cu o săptămână sau două înainte să fie schimbat definitiv, deja ei... Eu știu că au avut o discuție de genul ăsta, nu știu din club pentru că nu era cazul să aflu de acolo, am aflat. Și au avut o discuție foarte dură după un meci, dură, principială după un meci și am înțeles că i s-a propus rezilierea contractului și nu s-a realizat chestia asta din mai multe puncte de vedere. Nu pot să le detaliez aici, nu cred că totdeauna se poate spune tot ce s-a întâmplat, însă știu că motivația a fost așa, atâta timp cât avem șanse matematice la titlu, putem să continuăm. Au continuat, însă presiunea fanilor a fost enormă. Presiunea și vă dau un exemplu ca dumneavoastră să înțelegeți ce se întâmplă acolo. Arabia Saudită s-a transformat în ultimii 4-5 ani fantastic, în sensul bun spre deschidere. Și chiar dacă, știu eu, în România sau în Europa, într-o țară din Europa sau din America, dacă ai o nemulțumire, ieși în piață și faci o demonstrație sau spui nemulțumirile la televizor, acolo lumea e obișnuită altfel. E mult mai comod să stai pe telefon și să dai tweet-uri. Vreau să spun că Twitter-ul are un impact enorm în viața socială și în ceea ce se întâmplă acolo. Și Răzvan Lucescu a fost schimbat la presiunea fanilor. Încă o dată repet, nu pentru că n-avea jucătorii, vestiarul sau clubul, nu, din contră, el putea să facă ce își dorește. A avut și, știu eu, pe bună dreptate a avut sprijin total din toate părțile. Oamenii din spatele clubului care dau banii la club, președintele și tot bordul, jucătorii, fantastic. Deci nu cred că a mai fost un antrenor care să aibă suport atât de mult cum a avut Răzvan. Însă, din păcate, așa e zona arabă. Astăzi ești cel mai bun și mâine nu mai existi. Și nu că președintele n-ar avea răbdare sau jucătorii sau bordul. Nu. Ei au învățat foarte mult și s-au adaptat foarte mult. Însă fanii sunt cei care decid în mare măsură aceste aspecte în urma rezultatelor negative. Știi cine a lăsat o impresie foarte bună și sunt sigur că ești de acord cu mine? Isailo. Daniel Isailo. Mă bucur fantastic. Mă bucur. O echipă, cred că reperul de care spuneai, diferența între Al Hilal și celelalte echipe, diferența este și mai mare. Categoric. Și știu că el a reușit cu rezultat extraordinar la Banias. Și nu numai Banias. Acum el merită să se bucure de o viață extraordinară și de, știu eu, de o apreciere financiară deosebită la Banias. Pentru că el a mai fost două sezoane în Arabia Saudită, a luat o echipă nou promovată acum 2 ani, Al Hazm se cheamă, o echipă care a avut șansa să înceapă campionatul cu ea, el și-a făcut lotul în măsura în care a putut să-și facă el lotul, însă a avut tot campionatul cu ea și a salvat de la retrogradare, pentru că în general echipele care vin din Liga a doua pleacă cu doi pași stângi, dacă pot să mă exprim așa. Adică e o diferență enormă, enormă. Acolo diferența o fac foarte mult, în special la echipele astea mici, calitatea jucătorilor străini pe care îi aduci. Și a avut șansa ca Ministerul Sportului să-i sprijine, pentru că Ministerul Sportului până anul trecut și anul ăsta, dar cu anumită limită, a băgat foarte mulți bani, mulți, enorm de mulți bani în fotbal. Și atunci cel care a decis acolo a spus, bun, eu ți-aduc jucătorii ăștia străini, tu ți-aduci antrenorul sau ce... Cam așa au fost lucrurile în perioada aia. Revenim după o scurtă, Iulian, scuză-mă, revenim după o scurtă pauză publicitară.
Am revenit la Luxport Live, discuții mai mult în zonele arabe, pentru că suntem încântați să-l avem pe Ciprian Panait alături de noi, un om care cunoaște foarte bine. Și te-am întrebat, Ciprian, te rog. În urmă, eu sunt, să zic așa, mândru de ceea ce fac antrenorii noștri, printre care e și Răzvan Lucescu, care a făcut niște lucruri foarte bune ca antrenor și va continua, cred că, la un nivel ridicat. Cu toate că în viața antrenorului trebuie să te aștepți și la lucrurile astea. Nu știu, ultimele săptămâni s-a vorbit de Parma, Fenerbahce, de Fener. Faptul că se vorbește despre el la un nivel, este un nivel. Știi cum e la Fener, când vorbeam cu Șumudică, la un moment dat, știi că l-am avut, la Fenerbahce bugetul e fără număr. Da. Și cred că ar fi, pe lângă o realizare personală pentru Răzvan, și o mândrie pentru tatălui, pentru Mircea Lucescu, pentru că a fost singura echipă pe care el în Turcia n-a antrenat-o dintre granzi, Galata, Beşiktaş și la Fener n-a ajuns. Și ar fi o satisfacție extraordinară să reușească Răzvan acest lucru. Rămâne de văzut. Știu că acum el este într-o scurtă vacanță. Are timp să se gândească la următoarea destinație și sunt sigur că vor fi și alte echipe. E măsură să aleagă, vă spun. Exact. E măsură să aleagă. Eu deja știu, cineva mi-a comunicat numele unei mari echipe în zona golfului. Poți să-mi spui numele? De același calibru nu pot, din păcate, n-am cum. Ar însemna să stric, să... Deci poate... Răzvan are oportunitatea să se întoarcă în golf? Da, pentru sezonul următor, la o echipă uriașă, cu care sunt convins că va câștiga Liga Campionilor Asiei și va face din nou istorie. Pentru că e un antrenor foarte bun care s-a adaptat. Are oferta pe masă, să spunem așa? Asta nu știu, eu știu că e o discuție preliminară în care... știu eu, cineva a spus, domnule, uite ce a realizat Răzvan, merită și noi îl avem în vedere, o să-l propunem acolo în direcția aia și știind clubul la care va fi propus, eu cred că se va fi, cum să zic, se va potrivi mănușă și el și clubul vor avea o relație fantastică. Țara? Că a plecat din Arabia Saudită, ar mai fi, nu? Emiratele și... În general, când te duci în zona golfului, poți să vorbești de Arabia Saudită, Emirate Arabe și Qatar. Am înțeles. Da. Intuiesc. ar mai fi Qatarul. E ușor, e o echipă de mare tradiție unde antrenorii români au făcut performanță tot timpul și vreau să mă întorc la asta, să știți că... E o informație interesantă că au fost antrenori români înainte la echipa respectivă. Da, păi în general la toate echipele mari din zona golfului au fost antrenori români și vreau să completez ceea ce a spus Iulian aici. Să știți că antrenorii români constituie un brand, cel puțin, deci cel puțin la Hilal, antrenorii români constituie un brand și o garanție a succesului, a seriozității. La fel în Emiratele Arabe Unite, la fel la echipe de top, având în vedere că acolo a fost Angel Iordănescu, că a fost Cosmin Oloroiu, a fost Regencamp o perioadă, iar este garanția succesului, iar acum un sezon fantastic, așa cum ai spus și tu, Daniel Isailă, cu o echipă mică. De antrenorii români acum sunt un trend în lumea arabă. Nu toți se adaptează, nu? Categoric, nu toți. Păi hai să vă dau un singur exemplu. Hai să luăm pe Dan Petrescu și să luăm pe Mircea Rednic. Mircea Rednic, nici Șumi n-a rezistat foarte mare și Șumudica. Nu. La Șumi a fost altceva. Eu am fost acolo. El era la Shabab, eu eram la Batin și ne-am întâlnit în meci direct. La Șumi a fost fantastic sezonul care l-a avut la Shabab. Shababul, până să vină Șumudică, era o echipă dintre granzi care întotdeauna termina campionatul în a doua jumătate, un dezastru. Când a venit Șumudică, echipa a făcut record de puncte, a avut un joc spectaculos și dacă nu mă înșel s-a clasat pe locul 3, ceea ce nu s-a întâmplat cu Shababul în ultimii 10 ani, dacă nu mă înșel. Deci Șumudică a făcut un record pentru Shabab în anul în care a fost acolo. Deci Șumudică, iar o șansă fantastică, iar când încă el era în Turcia, la fosta lui echipă, nu la cea la care este acum, se vorbea ca el să se întoarcă la Shabab. La Shabab a fost... Dar era la Gaziantep și el a spus... A și spus, da, așa a declarat. A și spus că era deranjat de salariul său, uh-huh, de la Gaziantep. Da. Se confirmă acum ceea ce ne spune Șumudică, că a avut oferta asta. 100%. Știi, da, a avut oferta asta și... Și eu puteam... De ce vă spun sigur? La Shabab a început sezonul Pedro Caișinea. Pedro Caișinea, care a fost secundul lui Peseiro aici în București, la Rapid. Eu am rămas cu Pedro într-o relație extraordinară și am ținut legătura. În ultimii ani el a fost în Mexic, n-am mai discutat așa de mult. Însă, văzându-l la Shabab și urmărind Shabab, după un meci i-am dat un telefon și i-am spus: Pedro, uite, știi, sunt Ciprian și ce faci, unde ești, că am auzit despre tine lucruri bune aici. Și zic, uite, sunt acasă, dar te urmăresc și îmi pare bine că ești la Shabab, o echipă mare și ai șansa anul ăsta să câștigi titlul.
Și numai bine zice, bine, o să vedem, era un pic desumflat, deși câștigase meciul și după o etapă l-a dat afară și se vorbea despre Mudică. Care sunt salariile așa în mare? Din ce știu eu, acum un pic în anul ăsta salariile au scăzut în Arabia Saudită, chiar și la echipele mari. Și îți dau un exemplu, eu cred că la Hilal Răzvan Lucescu a avut în jur de 2 milioane jumate de dolari. Eu așa cred. Deci vorbim numai de salariu, nu vorbesc de bonusuri. Iar la o echipă de nivel mediu, să facem o paralelă în România, cum ar fi, știu eu, Chindia, că am mai spus-o. Nu vreau să creadă Chindia că am ceva cu ei sau le diminuez din merite. Sau... E o echipă potrivită care acum are un parcurs bun cu Emil Săndoi. Eu cred că pentru un antrenor principal depinde și de țara de unde vine. Eu cred că un salariu acum la o echipă de asta de nivel mediu e în jur de 15.000 de dolari net. Deci n-ai nevoie de un secund? Ba da. Bate-mi palma, gata, dacă te duci și vin bate. Și un secund, păi da, sigur. La secundul și deci până la urmă renunți la visul tău de a promova cu Steaua? Păi nu, depinde ce se întâmplă în viitor, nu se știe. Eu zic că trebuie să stai cel puțin 2 ani să mai stai pe la Steaua dacă vrei să fii împlinit din punct de vedere sufletește, pentru că nu știu dacă ai urmărit emisiunea noastră, dar este unul dintre cei mai buni avocați este. Pentru viitor, nu se știe niciodată, peste 2, 3, 4, 5 ani. Nu, eu doresc să rămână, de ce? Deci eu vorbesc ca un antrenor care n-am avut un CV în România decât de secund sau de preparator fizic sau de translator cum am început și mi-a fost greu să ajung acolo. Însă dacă în România câștigi un titlu sau ai o performanță, câștigi o cupă sau ai o performanță, lumea se uită din zona arabă și cine a câștigat titlul în România asta? Hai să-l luăm. Încă o dată repet, pentru că românii au un brand și românii au o mare calitate, se adaptează. Foarte mulți antrenori români, după exemplele pe care da. Noi le-am povestit, da. Își doresc să meargă acolo. Categoric. Ești obligat să iei titlul în România pentru a ajunge în asta, da. În Arabia Saudită? Sau trebuie să ai o performanță în România. Da, bine, cred că Dani Săilă n-a reușit. Nu, Dani Săilă a luat o cupă cu Astra, dacă nu mă știu. Da. Și a fost la echipa națională. Să pleci cu trofeul din România, asta e ideea, nu? Nu, dar să ai ceva, echipa națională contează. Echipa națională sau un trofeu, da. El a fost la națională de tineret. Exact, a fost la echipa națională, da. Și pe mine, să știți că și pe mine m-a surprins când Daniel Săilă a ajuns acolo. Eu eram deja în campionat cu Alba Atin, dar m-a surprins în ce sens? În mod plăcut, mă bucur pentru el, dar nu mă așteptam să aibă anvergura să poată să ajungă acolo, mai ales că a fost, cum să spun, la Astra câștigase cupa cu două sezoane mai devreme, iar la echipa națională a calificat, ok, a avut o contribuție decisivă la calificarea echipei naționale, însă n-a fost el cel care a fost la campionatul european, n-a fost el care, știu eu, s-a bucurat până la urmă de munca lui, pentru că să nu trebuie să luăm din munca lui Rădoi asta, categoric, nu? Da, dar în același timp tu spui niște lucruri care sunt evidente. El a ajuns acolo, cu toate că n-avea CV-ul așa cum și-ar fi dorit, eu știu, poate mulți de acolo, dar prin ceea ce a făcut el, ce a demonstrat, a făcut numai bine și celorlalți care, sigur, românilor, care poate să ajungă acolo. Deci și contează foarte mult. Munca sau rezultatele lui Răzvan Lucescu și prestanța lui, ceea ce a făcut Dani Săilă, la fel, cu o echipă mică, apoi Olăroiu, Regencamp, Balaci, Iordănescu, au creat un brand al antrenorului român. Și depinde de noi ca să-l păstrăm. Asta trebuie menținut. Asta spun. Pentru viitor. Și rețineți. Eu acum nu sunt într-un moment foarte bun al carierei mele, pentru că eu am un an jumate de când n-am antrenat. Însă, dacă eu mă voi întoarce în zona respectivă, mă voi întoarce în primul rând, nu datorită CV-ului pe care l-am în spate, ci datorită faptului că mă știe lumea și că sunt român. Deci în momentul ăsta, asta e șansa mea. Românii sunt de departe antrenorii cei mai căutați și să știți că altă naționalitate de antrenori. Altă naționalitate, zona sârbă. Cei deci sârbi, da. Sârbi pentru că au fost mai mulți sârbi până acum acolo? Sau sunt încă și sunt în creștere sârbi pentru că sunt, cum îi știm noi, luptători și merg înainte și au o cotă mică. Și vă dau un exemplu, sunt acum în campionatul Arabiei Saudite, dacă nu mă înșel, sunt vreo 2 sau 3 și eu cred că n-au mai mult de 10-12 mii salariu și ăla e pentru ei considerat top. Iar în Emiratele Arabe sunt 2 sau 3 și mai mult decât atât, există o echipă în Emiratele Arabe care nu alege decât antrenor sârb, nu există, este exclus. Și vă spun de ce, pentru că am fost de 2 ori pe lista lor în sezonul ăsta, de 2 ori pe lista lor și
am reușit să ajung la cel care ia deciziile și mi-a explicat, nu am nimic cu tine, știm ce ai făcut la Hilal, știm CV-ul, știm prin ce ai trecut și ce poți să faci, însă direcția noastră e numai pentru sârb. Și apoi m-am uitat și într-adevăr așa e. Sunt nu doar antrenori, mai apar și jucători români, nu foarte mulți. De ce nu sunt? Aici e o problemă mare. De ce nu sunt jucători români acolo atât de mulți? Dar bine, a fost Mirel, a fost Pinti, Budi a venit, iată. Dacă vreți, cel mai mare antrenor român, iertați-mă, cel mai mare jucător român care, știu, a lăsat o urmă adâncă în Middle East, în fotbal din zona respectivă, Mirel Rădoi. Fără discuție, Mirel Rădoi acolo, vă spun, deci ce-l avem noi pe Hagi aici și, știu, încă nu-l apreciem cum trebuie, așa e Mirel Rădoi acolo. Pentru Hilal, cel puțin, se închină oamenii în fața lui. Pentru că a fost un tip extrem de corect, cum îl știm noi, un luptător pe teren, un tip principial care a dat totul. Și atunci oamenii apreciază asta. În zona arabă, dacă ei simt că tu dai orice, da, ai anumite limite, obții orice de la ei. Iar Mirel Rădoi a fost un mijlocaș care a dat goluri, un mijlocaș care a fost foarte adaptabil, a jucat și fundaș central și oamenii au văzut inima lui pe teren. Și pentru asta, orice. Eu cred că e și întrebat acum dacă se fac transferuri da, în zona tot noastră. Timpul. Dacă vin fotbaliști români, cred că este întrebat să 100%. Ofere informații. Eu l-am cunoscut personal pe Mirel Rădoi în 2017, când eu am câștigat al doilea titlu cu Hilal, iar Mirel Rădoi a fost invitat la sărbătoarea titlului cu echipa mare. Și am sărbătorit echipa a doua și echipa mare împreună titlu, pentru că a fost iar eveniment pentru club, în același sezon. Și am avut onoarea să mă aflu în aceeași lojă cu Mirel, bineînțeles, invitat de onoare, și cu un jucător suedez, îmi scapă numele, care a făcut istorie la Hilal, în aceeași generație. Da, cu a jucat cu Mirel și mie îmi scapă. Blond, de cine atacant, Magnus, îmi scapă. O să mă uit eu și o să-ți spun. Te rog. Îl găsim imediat. Da. Și atunci, când a început festivitatea, am coborât de la tribuna oficială printre spectatori cu Mirel Rădoi. Și cu acest jucător. Ok, eu eram antrenor de la echipa a doua, am fost la echipa mare, am salvat echipa mare de două ori și lumea mă vroia la echipa mare. Dar când a ieșit Rădoi pe teren, eu personal am simțit că trebuie să fac 2-3 pași în spate să-l las, pentru că e uriaș. Rădoi la Hilal și în Arabia Saudită e uriaș. Dacă te duci și te întreabă cineva, două nume te întreabă. Rădoi ca jucător, până să vină Răzvan Lucescu, întrebau de Oloroi. Ce face Cosmin? Unde-i Cosmin? La fel. Fantastic. Fantastic impact Cosmin asupra Hilalului și din ce știu eu, Cosmin este unul din, cum să zic, din VIP members of Hilal. Da, este un lucru frumos pentru noi, ne mândrim, eu spuneam mai devreme. Categoric. Printre acești antrenori sunt, uite, și Mirel, care el doar a jucat. S-ar putea la un moment dat să ajungă și el antrenor acolo. 100%. Nu știe niciodată la cât de iubit e. Exact. Asta e un lucru. La Mirel e o problemă de moment. Adică în orice moment Mirel va fi o soluție pentru Hilal. În orice moment. Absolut. Și nu o soluție de avarie. Nu. O soluție pe termen lung. Mirel are credit nelimitat acolo. Pe termen lung și nu sentimental și profesional. Nu, în momentul de față la cum arată Mirel. Exact. Rădoi, care a progresat foarte mult 100%. În ultimul timp și destul de repede. Budescu va sta mai mult decât până la vară la Damac, pentru nu, că... Eu cred că Budescu va avea probleme, deja are probleme. Părerea mea, n-am văzut meciurile, dar am văzut niște tweet-uri și am văzut niște imagini pe social media și în primul rând... Pentru că el, de exemplu, a fost ales în echipa... Asta vreau să spun. Te rog. Budescu, eu cred că antrenorul care e acum la el, la Damac, nu l-a ales. N-a fost opțiunea antrenorului, a fost opțiunea președintelui, care l-a văzut pe Budescu și a rămas cu imaginea lui Budescu de când era sub comanda lui Șumudică, care știm foarte bine, Șumudică știe să capaciteze jucătorul, știe să-l facă să dea mai mult, știe să-l pună în poziția în care să avantajeze jucătorul. Ori în momentul ăsta, eu cred că un antrenor care nu-l cunoaște pe Budescu, eu cred că îl limitează, îl pune într-o poziție care nu-l avantajează și eu cred că n-are nicio șansă să rămână acolo. E părerea mea, eu îi doresc să rămână, e un jucător foarte bun pe care eu îl apreciez și îl urmăresc de când a apărut la Petrol, în Liga a doua sau când în prima ligă. Îl știu de mic, dar nu, din păcate eu cred că nu.
păcat de Budescu, care are calități și tu spuneai niște lucruri importante. Trebuie să știi să-l folosești pe, exact, pe Budescu. Exact. E un alt fel de jucător cu care trebuie să știi să intri în dialog, să-i explici și să-l pui în poziția în care, în care el dă cel mai bun randament. Acum să vedem dacă eu m-aș bucura el să se adapteze, să stea cât mai mult acolo, că la un moment dat o să tragă după el și alții fotbaliști. Și ăsta e un lucru important pentru... Dar nu prea mai sunt, asta spuneam, că nu prea mai sunt. Dacă nici el nu reușește, îți dai seama că încep oamenii să-și pună niște semne de întrebare. Dom'le, ok, antrenorii sunt buni, au CV-uri bune, au făcut performanță. Exact. Hai și cu fotbaliștii să demonstreze și ei. Nu, dar ei merg pe o altă rețetă. Da. Și cel puțin, nu știu, Al-Hilalul, la standardul salarial pe care îl are, nu vine neapărat să se uite prin Liga I la jucător. Nu, nicio șansă, nicio șansă. Nu. Rest, nu, te duci, okay, mai jos, ok, mai prinzi, da, la echipe normale, prinzi, da, un 300.000, 400.000, da, depinde. Nu. La jucători străini, indiferent că sunt români, că sunt... Nu, eu spun că jucători străini, fără, în momentul ăsta în Arabia Saudită, și nu vorbim de primele 4-5, eu spun că mai jos de 600-700 de mii de dolari pe sezon nu au. N-au cum. Îmi pare rău că n-am 30 de ani, că cine știe. Dar, apropo, acum nu-l flatez, că nu am de ce, nu am nicio problemă. Dar dacă avea 30 de ani și mergea în Arabia Saudită, juca până la 36, până la 37, că putea, a fost un jucător inteligent și un jucător care știu să pună în valoare. Mersi. Zona golfului, pentru că amintai de zona golfului, se pregătește și de campionatul mondial. Și sunt, da, sigur că fiind acolo ai ajuns și prin Qatar, nu? Doar în tranzit, n-am jucat, însă Qatarul, știu, am... Și ai o imagine asupra, da, ceea ce înseamnă... Păi un singur exemplu și cu asta v-am spus totul. Qatar au câștigat Cupa Asiei la fotbal la echipe naționale anul trecut, dacă nu mă înșel, sau cu 2 ani. Deci o națiune mică să domine Arabia Saudită și Emiratele la nivel de echipă națională e ceva Cupa Golfului, nu Cupa Asiei, iartă-mă, Cupa Golfului, e ceva incredibil. Au câștigat cu un antrenor spaniol care l-au luat de la academia lor. Știți că în Qatar e cea mai mare academie sau cea mai high-tech academie creată special ca să creeze fotbaliști pentru campionatul mondial al lor, pentru echipa lor națională. Aspire e numele academiei. Iar tipul ăsta, spaniolul ăsta, nici nu știu numele, a fost adus acolo, a antrenat echipă și l-au pus și la echipa națională, când un nume mare a fost înlocuit de la echipa națională. Iar ăsta, foarte serios, a câștigat cupa golfului la fotbal la echipele naționale și acum face ce vrea, construiește ce vrea, cum vrea, pentru că oamenii îi pun la dispoziție orice. Merg pe ideile lui. Da. Și cum va arăta această cupă în Qatar? Va fi cea mai modernă competiție... Eu cred că va fi ceva inedit, pentru că e prima oară desfășurată o competiție de anvergură asta în zona respectivă și ce va fi special va fi impactul asupra publicului sau ce va da publicul pentru competiția asta. Sperăm că vom avea. Eu sunt sigur că vom avea. Acolo lucrez mai liniștit. Am vorbit azi noapte cu cineva în Qatar și exact asta m-a spus. Și te-ai vaccinat? Și am zis nu, în 2 săptămâni sunt programat. Zice, la noi tot ce ține de sport, orice sport de masă sau de performanță, suntem vaccinați și am impresia că la persoanele de rând, la cetățeni, totul e deja rezolvat. Nu, ăsta e un lucru important. Da. Deci nu se joacă. Nu se joacă. Trebuie și la noi făcut o campanie chiar și pentru sportivi. Cu toate că ei se testează, cei care sunt de la Liga 3 în sus, am văzut că sunt probleme la junior, doar elita începe să joace, în rest copiii începând de la 6 ani, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ani, chiar și ăștia mai mari care sunt la campionatele naționale, nu sunt la elită, doar 25 de echipe sunt la elită, nu au început, sau 24, nu au început să joace. Și asta, eu nu înțeleg de ce nu se face ceva să înceapă și ei să joace. Să știți că eu... AMFB-ul, da, AJF-urile, nu... Asta e o problemă mare și eu vă spun acum din punctul de vedere al profesorului. Exact, am venit la dumneavoastră direct din birou de la facultate și am avut o consultanță cu un student care trebuie să-și facă lucrarea de diplomă. Și studentul respectiv mi-a spus, domn profesor, cum îmi realizez experimentul, că nu am echipă. El avea experimentul lui, lucrarea lui de diplomă se bazează pe pregătire tactică la 12-14 ani, la grupa asta de vârstă 12-14 ani. Ce, unde mă duc eu să văd meciuri, să înregistrez, să văd performanța jucătorilor, să fac un experiment cu ei? Deci vă dați seama, deci e o problemă extrem de importantă pe care o vedem și noi la Steaua. Noi nu știm ce să facem cu toate grupele începând
de la Under 19 până la Under 8, nu știm exact ce să facem cu ele, nu putem să jucăm, e greu să joci și meciuri amicale. Bineînțeles. Să ei joacă între ei și automat își pierd. La un moment dat vrei să iei fotbaliști la prima echipă, ăștia care termină de Under 19 și nu știi pe cine le să iei. Sau un an de competiție. Ei nu au competiție. Da. Și tot fotbalul, gândește-te că toate echipele, începând de la Liga 1 până la Liga 3, trebuie să aibă juniori în teren. Da. De unde îi mai peste un an, doi, că nu crești nimic. Domnilor, vă întrerup pentru o nouă pauză publicitară și revenim la discuția noastră. Am revenit la LuxSport Live alături de Ciprian Panait și Iulian Miu. Hai să ne întoarcem așa spre noi, spre România. Ai avut experiențe în România, da? Ai pornit de la Rapid, a fost Vaslui, după aia ai avut oportunitatea de a merge spre zona arabă, însă sunt sigur că ai urmărit desfășurarea lucrurilor de la noi. Fotbalul din România acum are perspectivă și ne gândim și la... Vorbeam de Qatar, la echipa națională, pentru că urmează această campanie de calificare. Avem trei partide în martie. Da. Eu consider că fotbalul în România e în regres. Nu vorbesc de echipa națională, vorbesc de fotbal în general. Îmi permit să fiu subiectiv când spun că văd un, știu eu, subiectiv și optimist să spun că avem șanse și la echipa națională de tineret, avem șanse și la echipa națională A și mă bazez pe două aspecte. Unu, la echipa națională A mă bazez pe caracterul și forța psihică a lui Rădoi, care știe să motiveze jucătorii, fantastic, și este un tip foarte vertical, un tip care merge numai pe drumul lui. Iar la echipa olimpică, dacă mi-e permis să spun așa, Mutu vine cu un elan fantastic, o dorință de a demonstra, iar este un principiu al meu. Tinerii niciodată nu te vor lăsa. Tinerii ăștia, chiar dacă nu sunt la nivelul jucătorilor din străinătate cu care se vor confrunta, tinerii ăștia, puși unul lângă altul, având exemplul lui Mutu, motivați fantastic, vor da mult mai mult decât au dat până acum și eu cred că la ei nivel de echipă națională vom avea performanțe. Nu foarte mari, dar eu cred că avem șanse la calificare. Însă, dacă mă uit, și am terminat cu partea optimistă, însă, uitându-mă în campionat, eu pot să remarc un singur lucru. Jucătorii tineri de mare valoare care au posibilitatea să se dezvolte în continuare la FCSB, cu excepția acestei echipe, și vorbesc de jucători acum, de fotbalul prestat, nu vorbesc de ce fac antrenorii, pentru că antrenorii săraci depind de ce marfă au și de condițiile din jurul lor. Mi-e teamă că nu mai putem vorbi de altceva la nivelul primei ligi. Doar sporadic, câte un jucător care dacă nu-i descoperit și luat de unde e și pus într-o ambianță propice performanței și cu suport pentru performanță, n-avem nicio șansă. Eu cred în continuare că Liga 1 este în continuă scădere. Din punctul meu de vedere, ca valoare, ca fotbal, ca organizare, din punctul meu de vedere eu așa o văd și sunt dezamăgit. Pentru că, de ce sunt dezamăgit? Pentru că cei care sunt, și eu consider că fac parte din fotbalul ăsta. Chiar dacă n-am avut șanse în fotbalul ăsta, ca antrenor principal. Ți-ai fi dorit să antrenezi în Liga 1? Da, de ce nu? Pentru că sunt convins că aș fi putut să aduc cu un plus valoare, indiferent de nivelul unde eram, de nivelul echipei unde aș fi fost. Ai preluat și acum o echipă în Liga 1 în situația asta? Să spunem că da, pentru că întotdeauna eu am avut nevoie de o singură, viața mi-a oferit o singură șansă, totdeauna cea mai grea, am luat-o și m-am dezvoltat. Și ca dovadă că aici în România n-am avut șansa să fiu antrenor principal, sau nu, am avut șansa la prima ligă un singur meci, la Rapid cu Craiova, și din păcate am luat două goluri de la Mihai Costea, de Florin Costea, și de la Dina în minutul 90 și ceva. Și domnul Copos îmi spusese, dacă câștigi meciul ăsta o să rămâi până la final, mai erau câteva etape. De aia zic că fotbalul în România, eu nu văd premize să se dezvolte. Scuză-mă un pic, vorbeam mai devreme de copii și juniori. Eu acum, împreună cu băieții din club de la Steaua, clasific sau fac documentația pentru clasificarea academiilor. Știu. Întâmpinăm și noi niște dificultăți și ușor, ușor, împreună vrem să ducem baza din Ghencea, care este o bază
mare, frumoasă, să o aducem la standarde, să zic așa, ridicate. Contează foarte mult să ai o bază bună, ușor, ușor, să ai antrenorii care să lucreze cum trebuie cu acești copii, că până la urmă e destul de greu că tu ești și la facultate și poți să ne confirmi. Și bineînțeles să faci nu o selecție, să faci un marketing destul de bun ca să-ți pui în evidență calitățile pe care le ai cu această bază și, bineînțeles, tot ce ai în această bază de pregătire, că începând de la antrenori, terenuri, sală de forță, balon și așa mai departe, că trebuie să ai. Dacă n-ai, și de aici începe tot. Te rog frumos, poți să continui să dezvolți tu, că dacă nu faci și nu crești într-un mediu corect, la un moment dat când ajungi să faci pasul spre fotbalul mare, îl faci așa. Îmi dați voie să vin... Te rog, să chiar vin te rog frumos. Nu cu o completare, că nu e corect. În primul rând, moral. E un jucător mare pe care eu l-am respectat tot timpul și vede fotbalul și mă bucur că e în fotbal. Și mă bucur că a luat-o de jos. Și eu sunt de aceeași părere prin experiența pe care am avut-o. Dacă nu ai infrastructura, nu există. Nu poți să faci fotbal, nu poți să faci sport. Pentru că acel copil care vine să facă, el vine nu că e de clubul bani, nu, el vine că își dorește el să vină. Ori când el își dorește să vină și el stă în noroi până aici, n-are posibilitatea să facă un duș, are o minge la 10 copii și antrenorul ăla nu știe ce să facă cu el, normal că l-ai pierdut pentru performanță, nu? Deci infrastructura e numărul 1. Apoi sunt antrenorii, după părerea mea. Antrenorii. Și eu sunt antrenor. Și eu mi-am schimbat această opinie și am spus că antrenorii sunt factorul important în ultimii ani. De ce? Pentru că am văzut, eu speram să existe un boost la nivelul ăsta în România, însă, din păcate, am constatat și la facultate următorul aspect. Și mi-asum ceea ce spun eu acum. Antrenorii care sunt tineri acum, nu toți, dar mare majoritate, au un trend. Eu îl simt la facultate. Dom'le, păi da, eu o să joc ca Guardiola. Dar nu Guardiola de la Manchester, ăla de la Barcelona. Și eu am zis, bă, detaliază că e interesant, o să învăț și eu de la tine, asta e stilul meu de predare. Și el îmi spune, păi, dar stai, domnule, că fac posesie, că sunt niște exerciții. Și am zis, unde ai văzut exercițiile alea? Care sunt cărțile? Care sunt site-urile pe care le vezi? Și păi, dar intru pe YouTube, să am văzut antrenamente, l-am făcut și eu aseară cu... Trebuie să mai și calitatea jucătorilor. Așa. Deci de aici trebuie să împlinești ceea ce vorbeam. Fii atent. Deci pentru mine, eu care fac specializare la facultate, să aflu chestia asta, că sunt antrenori care antrenează sau care au trecut prin facultate și care se documentează de pe YouTube, nu e nimic rău să te documentezi de pe YouTube, că sunt multe chestii interesante. Bă, dar să ai capacitatea să faci diferența, să spui, băi, Guardiola face aia pentru că îl are pe ăla, pe ăla, pe ăla. Și pentru că Guardiola va juca cu echipă al lui Klopp care joacă 4-4-2 sau 4-3-3. De-aia face asta în momentul ăla. Și tu să încerci să faci a doua zi sau seara la echipa ta de copii și mai mult. Și de-aia, dacă mă întrebați pe mine, eu aș discuta pe chestia asta fantastic. Mai mult. Discuție cu studenții mei la specializare. Și domn profesor, dar cum să facem noi tactică la 8 ani, la 10 ani? Și... Zic, dar de ce nu puteți să faceți tactică? Păi cum? Că ăla nu înțelege, că ăla la 8 ani de-abia se leagă la șireturi, ăla nu înțelege. Și am zis, bă, care e diferența între o echipă care vine din străinătate și joacă cu mare majoritate copii de 18, 19, 20 de ani și ne distrug echipele noastre în cupele europene și ăia ți se pare că joacă lejer, cel mai simplu fotbal. De ce? Și ai noștri să chinuie, preluare, să uită, nimeni nu vine să ceară mingea. De ce? Ce e asta? Aia, păi nu, că e mentalitate. Mă, nu e mentalitate. Asta e tactică, e gândire. De ce? Și am zis, hai să vă dau un singur exemplu. Când te duci și te ia la antrenezi pe ăla la 8 ani, nu te duci să-i spui, băi, Iuliane, fii atent, azi trebuie să fii odihnit, că facem tactică. Ăla nu înțelege, nu știe ce e tactică, nu știe ce înseamnă să fii odihnit. Ăla bea laptele dimineața, nu? Cu paiul. Vorbesc de fiul meu acum. Însă, ce faci cu copilul ăla? Îi creezi antrenamentul, exercițiul de antrenament încât să-l determini. Bă, ăla când primește mingea să uite prima oară în față. Să prima lui variantă să fie numai în față. Da, sunt lucruri, Ciprian, și îmi cer scuze că te întreb, sunt lucruri pe care... Importante, care trebuie să le înțeleagă foarte mulți, deși care nu vor să le înțeleagă. Și
Și avem nevoie de o altă emisiune, pentru că... Nu, de trei emisiuni într-una, spun eu. Cu mare vorbim plăcere. De la, ne întâlnim la 10 și un sfert și terminăm pe la 2, 3. Ok. Până atunci hai să vedem programul de astăzi. Avem un Fener cu Antalya Sport din nou în Superliga Turciei, ora 18. Cupa Belgiei, Genk cu Mechelen, Luxport 2, ora 19. Ultima participantă în semifinale Cupei României se va alege astăzi între Dunărea Călăraș și Dinamo. Până acum știm foarte bine, Universitatea Craiova, Viitorul Pandurii, da. Târgu Jiu și Astra sunt cele trei echipe în semifinale Cupei României. Un meci din seria românii noștri, Parma cu Inter, foarte interesant meciul. Interesant, cu... Inter e într-o formă excepțională. Mihaila și cu Denis Man, sperăm să fie titulare amândoi și un Standard Liege cu Club Bruj. Aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. Mâine ne revedem de la aceeași oră. Invitatul nostru va fi Justin Ștefan, secretarul Ligii Profesioniste de Fotbal, cu toate detaliile după ședința de astăzi de la Ligă. Să aveți o zi frumoasă în continuare. Yeah.